Bună seara, sunt Ștefan Pășcuță, urmăriți Talk B1. Pe zi ce trece, situația epidemiologică din România este tot mai gravă, tot mai multe județe intră în scenariul roșu, iar guvernul pregătește așadar noi restricții, printre care și închiderea circulației pe timp de noapte, așa cum a declarat în acest sfârșit de săptămână chiar premierul Ludovic Orban. De asemenea, sărbătoarea națională de pe 1 decembrie ar putea să fie fără parade militare. Situația nu este mai bună nici în lume. Deja 3 țări de pe bătrânul continent au raportat peste 1 milion de cazuri de SARS-CoV-2. Mergând și peste ocean, în Statele Unite, președintele Donald Trump susține că se fac prea multe teste de aici și numărul foarte mare de persoane depistate pozitiv. Despre toate acestea discutăm cu Bobby Păunescu, regizor și președintele Armis, Marius Bostan, inițiator Repatriot, și Virgil Bălăceanu, general în rezervă și președinte al Asociațiilor Ofițerilor în Rezervă din România. Bună seara, domnilor! Bună seara, bine v-am găsit! Înainte să vă dau însă cuvântul, trebuie să vă spun că alte 3855 de noi cazuri de coronavirus au fost raportate astăzi în România. 73 de oameni și-au pierdut viața doar în ultimele 24 de ore. De asemenea, se înregistrează un nou număr record de pacienți aflați la terapie intensivă. 828 de români sunt în acest moment internați în stare gravă la urgențe. Urmărim un material scurt. Numai o secundă. Vă rog. Aș vrea să dăm cuvântul pentru 30 de secunde domnului general, că poate are un lucru foarte important de spus. Vă rog. Mulțumesc. Deja de Armata Română. Și la mulți ani. Dincolo de momentul critic al pandemiei, și vom reveni asupra subiectului, nu trebuie să uităm zilele cu semnificație istorică ale României. Este ziua Armatei României, 25 octombrie, legată de bătălia pentru Carei, ultima palmă de pământ românesc eliberată de Armata Română. Este un moment prin care noi militari în activitate, militarii în rezervă și retragere, rezerviștii voluntari, avem în inim simbolul jurământului, al credinței față de țară, față de drapel și al respectului față de imnul național. Este un moment de sărbătoare, este un moment și de reflecție asupra ceea ce reprezintă la ora actuală armata în activitate și cea în rezervă, pentru că aici vorbim de două armate, și reprezintă la ora actuală ca simbol, dar și ca drepturi care sunt acordate și veteranilor de război, urmașilor acestora, veteran din teatrele de operații, cu deosebirea veteranilor cu dizabilități, dar nu în ultimul rând marului corp al cadrelor militare în rezervă și retragere, și cum vedem perspectiva, mai ales prin corpul rezerviștilor voluntari. În măsura în care este posibil, vom aborda aceste probleme, dar mulțumesc. Este un moment aparte și la mulți ani tuturor militarilor în activitate în rezervă și retragere. Chiar dacă situația este o situație mai complicată astăzi, să urăm cu toții la mulți ani Armatei Române, că până la urmă viața merge înainte, indiferent cum, și sunt totuși cei mai iubiți de către români, nu? Mulțumesc mult. Și noi suntem alături de întreg poporul. La mulți ani, și așadar revenim la situația la zi, urmărim un scurt material și revenim la discuții. În continuare, pe secțiile de terapie intensivă, presiunea este maximă. 828 de pacienți sunt în acest moment internați în stare gravă. Important este, într-o epidemie generată de o boală transmisibilă, capacitatea sistemului medical de a-i face față. Indicatorul pacienților care necesită suport în terapie intensivă devine un factor cu atât mai important sau cu mai mult mai important decât până la urmă numărul de persoane asimptomatice sau forme medii. Specialiștii susțin că este importantă mobilizarea autorităților și a cadrelor medicale pentru a putea gestiona numărul mare de pacienți infectați cu noul coronavirus. Prin suplimentarea numărului de paturi în diverse spitale, prin înființarea de spitale modulare de ATI, prin asigurarea de profesioniști, prin stimularea colegilor care au terminat rezidențiatul în anumite specialități medicale, suportul acordat de către medicii de familie, ca și până acum și de acum încolo cu atât mai mult, pentru a gestiona cazurile care presupunem că vor decongestiona în parte unitățile sanitare.
Da, așadar, situația epidemiologică nu este foarte îmbucurătoare pe zi ce trece în România, dar astăzi am avut și o veste, chiar în zi de sărbătoare, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnilor. Practic, paradele militare de la 1 decembrie ar putea fi anulate. Domnule Păunescu, vă rog. Da, bine, aici sigur că sunt specialiști în monomag, care trebuie să-și dea cu părerea pe treaba asta și impactul că s-ar poate avea o astfel de manifestație. Nu cred că, având în vedere că se întâmplă în aer liber, nu cred că poate afecta prea mult, dar sigur, nu vreau să dau eu cu părerea prea mult legate. Am fost zile trecute în Italia și acolo situația este deosebit de grav, mai ales în sudul Italiei, de exemplu, unde practic au revenit la celebrul lockdown. Practic pe zi ce trece, orașe întregi sunt închise, începând din Sicilia, urcând Calabria, mergând eu știu, în zona, până la în zona Lazio, Roma, da, deci toată zona de la centrul jos în sud, practic se închide, deja toată Italia de la ora 11 trebuie se închide. În Elveția încă nu vedem situații chiar atât de grave, dar cel puțin asta am văzut, este o situație cumplită acolo, iarăși toate spitalele sunt pline, parcă vedem coșmarul de acum câteva luni în Italia. Acum nu avem de-a face cu nordul Italiei, ci acum avem de-a face cu sudul Italiei, Campania, unde este făcută la Napoli, eu știu, și așa mai departe. Situație foarte gravă. Acum, greu de spus, dacă cei care s-au îmbolnăvit se mai îmbolnăvesc o dată, ați văzut situația deosebit de amestecate, ca și există și un oarecare, eu știu, risc, să spunem așa, la nivel de alegeri, de evenimente speciale, cum e cea națională a României, nu? Eu cred că niște avioane sau ceva poate să treacă pe cer cu tricolor românesc. Adică nu cred că e atât de pe care poate să-l vadă toată lumea de oriunde e, de acasă, de prin bloc, de la geam. Adică, dacă vă duceți aminte, în Italia sau, eu știu, în orice, în Israel sau în alte țări, chiar dacă nu aveau voie să iasă din casă, ieșeau pe balcon și cântau imnul național. Sau, deci trebuie să avem o pornire patriotică, să spunem așa, minimă. Nu cred că e o problemă ca niște F-16 să treacă pe cerul României cu tricolorul românesc. Dar, sigur, aici sunt alții care trebuie să decidă și, deocamdată, eu vor face. Domnul Bostan, ce părere aveți? Deci eu cred că trebuie să ne obișnim cu situația pandemiei. Este evident că va dura această stare de fapt. După cum vedeți, cu urcușuri și coborâșuri, trecem printr-un al doilea val. Deja mai multe țări trec prin aceeași situație, ba chiar poate mai gravă decât noi. Dacă ați văzut, Spania discută să instituie din nou stare de urgență. În Italia s-au înăsprit restricțiile. Deci noi trebuie să ne obișnuim să trăim cu asta. Acum nu o să stăm toți blocați, să nu mai facem 1 decembrie, de exemplu. O să o sărbătorim în acord cu situația pandemiei, adică respectând niște reguli civilizate de distanțare suficientă, astfel încât să nu ne punem în pericol unii pe alții. Nu ne oprește nimeni să cântăm imnul, nu ne oprește nimeni să ieșim și să scoatem tricolorul în fața geamului sau să ridicăm tricolorul fiecare în curtea noastră. Și cred că din contra ar trebui să fie mult mai însemnată manifestarea de 1 decembrie de anul acesta. Absolut, să dea forță poporului român. Cred că trebuie să bată clopotele în toate bisericile din România și să ne rugăm cu toții să fie mai bine, dar în primul rând să respectăm cu toții regulile. Pentru că sunt oameni care ignoră existența acestei pandemii. Din fericire, un grup foarte mic, dar ei ignoră pur și simplu ca și cum n-ar exista această pandemie și nu și-au măsurile suficiente de protecție. Am fost astăzi, am fost la țară, în județul Vrancea, de unde m-am născut, din comuna Ruginești, județul Vrancea, am fost impresionat cum în biserică oamenii respectau distanța, toți purtau măști, într-un sat din Vrancea, la mare
mare distanță de București. Deci oamenii au acceptat această situație și nu înseamnă că nu își mai desfășoară activitățile. Oamenii muncesc zi de zi, se ocupă cu activitățile lor zilnice și în același timp respectă regulile. Deci trebuie să ne obișnuim să respectăm regulile, să găsim soluțiile ca toate afacerile noastre să meargă cât de cât normal. Și vorbesc și în numele unor mai multor prieteni care sunt oameni de afaceri și coordonează și trec prin clipe grele în aceste momente și coordonează afaceri importante din România. Este important să ne adaptăm situații și să găsim soluții. Nu trebuie să ne smulgem părul din cap, trebuie să fim uniți și cu încredere în viitor să biruim această încercare. România a trecut de-a lungul anilor prin multe, multe încercări. În ultimele sute de ani, România a trecut prin încercări mult mai grele decât asta și cred că nu trebuie să exagerăm foarte mult. Domnul general a dat exemplul bătăliei de la Carei, când ostașii români au recucerit, au eliberat ultima palmă de pământ românesc și au dezrobit Ardealul și au făcut în acel moment cadou, așa se spunea, că chiar pe 25 octombrie, ziua majestății sale, regele Mihai. Și eu nu cred că situația de acum poate fi comparată cu situațiile grele prin care a trecut România în istorie. Și așa atunci să știți că s-a sărbătorit, chiar atunci ziua regelui, ziua de naștere a regelui a fost sărbătorită printr-o bătălie, printr-o victorie. Deci acesta trebuie să fie spiritul poporului român. Da, eu vreau să vă spun că să știți că și, ascultând ce se întâmplă în partea asta a Europei, urmărind cu atenție. Problema numărul unu, cred că este, pe lângă, sigur, cea la vedere, cei afectați, îmbolnăviți, din păcate, cei care ne părăsesc, problema este de a da încredere că se va rezolva, iar acest lucru se va rezolva într-un fel sau altul. Deci va apărea acel medicament care va rezolva. A apărut el la SIDA, la, eu știu, la și așa mai departe, boli care păreau incurabile și așa. Da? Deci ideea este că și în sunt anumite situații în care cancerul este învins de către noile tehnologii și așa mai departe. Acum, ce e foarte important din partea autorităților, din partea celor care, să spunem așa, sunt angajați populației, da? Că la urma urmei să nu uităm că toți cei, ceea ce spunem de fiecare dată, toți cei care lucrează pentru stat, sunt angajații cetățenilor României și se poartă ca atare, pentru că cetățenii României sunt cei care îi plătesc. Deci, dar ca să revin la ce spuneam, problema numărul unu este de a da încredere, de a ridica puțin capul din pământ și a spune, dom'le, într-un fel o vom rezolva, poate nu o rezolvăm noi, dar poate o rezolvă, ne uităm ce se întâmplă în lume. Și peste tot se luptă tot să facă, să găsească acest... La urma urmei, știți cum e, acum depinde și de norocul fiecăruia, că ați văzut președintele Trump, a avut această boală, iar după 3 zile a avut celebra, sau 5 zile cât a durat, celebrul debate de acum 2-3 zile, nu? În care l-ați văzut cu toții cum era, da? Deci refăcut și în forță. Deci ideea este că acum depinde de celelalte boli de care suferă fiecare pacient și așa mai departe. E clar că există ceva. Și clar că trebuie să facem, nu trebuie să facem nimic altceva decât să respectăm niște reguli banale, simple, pe care oricum le făceam. Cine nu se spăla pe mâini? Cum să vă spun eu? Adică cine nu păstra regulile de igienă minime și că la urma urmei despre asta e vorba? Distanțarea acum. Ne doare mâna să stăm puțin mai în spate, mai în față. Că o fi bine, că o fi rău, dar ieșitul la aer, soarele, aerul, lucrurile astea clar au fost dovedite că aceste lucruri ajută. Deci, revenind la 1 decembrie, 1 decembrie poate fi chiar un moment de unitate națională prin care să arătăm forța acestui stat, acestui popor, tocmai printr-un moment emoționant realizat de către cetățenii acestui stat, cu ajutorul armatei. De asta vă spuneam că nu pot face nimic rău niște avioane care trec pe cerul României. Da? Tot am luat avioanele astea. Da? Deci, adică sunt niște lucruri de forță, de... nu mai suntem, cum să vă spun eu, în situația în care să ne fie frică să ridice o miniță pe aeroport, că nu știu dacă mai aterizează.
Ideea este că acum avem o tehnică totuși de înalt nivel, dar revenind, cel mai important lucru, ascultând și tot ce citim ziarele din atât din continentul american, cât și din vestul Europei și așa mai departe, ascultând radiourile și așa mai departe, posturile de radio, un lucru reiese că este foarte important, este a crește foarte mult în, cum să vă spun eu, moralul populației, pentru că populația este la pământ. Ce, dom'le, iar intrăm în lockdown ăsta, în stare de urgență, și ce se va întâmpla mai încolo? Ei nu știm. Nu e că sunt unii care lucrează pentru treaba asta, trebuie comunicat, trebuie spus. Există în tot felul de țări, în tot felul de laboratoare, companii, unde oamenii lucrează pentru a birui această boală. Deci ideea este că la moralul populației, pentru că oamenii nu au se trezesc într-o situație în care, domne, vine aia, ne spun că ne închid și aia, ne închid și aia, ne închid și aia, dar nu ne spun nimic altceva. Până când? Cât durează? O lună. Zică, bine, o lună. Și după aia ce se întâmplă? Deci trebuie comunicat absolut orice informație care este obținută din sănătate, care este confirmată cu autoritățile de acolo, cu autoritățile noastre, lucruri pe care le fac savanții noștri, să spun așa, da? Comunicate în permanență, astfel încât oamenii să stea acolo, să zică, dom'le, e astăzi, azi nu e azi, e mâine, azi așteptăm, sperăm să ne rugăm și 1 decembrie vine ca o, cum să spun eu, ca să nu spunem că și Sfântul Andrei înainte, da? Deci, care cu toții știm importanța lui. Deci, foarte important, peste tot, reiese lucrul ăsta. Moral, trebuie lucrat la moralul populației. Populația nu știe ce va urma. Stare de urgență. Dar după aia, trebuie spus, urmează să vină să apară vaccinul. Urmează să apară vaccinul. Dacă o spun o grămadă de șefi de state din țări importante, e clar că ceva se întâmplă. Că nu-l vorbi așa iurea. Da, mă scuzați că am stat mai mult. Da, domnule Bursan, dacă revenim asupra momentului 25 octombrie, spuneam că noi militarii suntem alături de popor. Poate sună un pic a exprimare așa mai limbaj de lemn, dar nu este, pentru că, pe de altă parte, armata rămâne instituția cea mai apreciată în toate sondajele și este un lucru care ne onorează și ne obligă. De fapt, și în cuvântul președintelui de astăzi, ocazionat de Ziua Forțelor Armate, a fost menționată armata, ceea ce reprezintă armata ca ambasador al României prin îndeplinirea misiunilor în teatrele de operații. Vorbeam puțin mai devreme de corpul veteranilor de război și mai ales a veteranilor din teatrele de operații, iertați-mă, dar mai ales a veteranilor din teatrele de operații cu dizabilități, e vorba de peste 40.000. E vorba de încă 4.000 și le urăm sănătate, deși au depășit majoritatea peste 90 de ani de veterani de război, peste 40.000 de urmași al veteranilor de război. Vorbim de aproape 80.000 de cadre militare, rezervă și retragere, așteaptă repararea unor drepturi de mult timp întârziate și vorbim și de tânărul corp al rezerviștilor voluntari. Soluția pentru întinerirea și pregătirea la nivelul standardelor actuale a rezervei sunt numai 500 din cei 1.000 pe care trebuia să aibă armata română. Sperăm și aici că decidenții politici vor găsi calea și timpul pentru amendarea legilor, atât cele referitoare la cadrele militare, rezervă și retragere, cât și la rezerva voluntară. 1 decembrie reprezintă un simbol pentru poporul român, dar și pentru armata română, pentru că, într-adevăr, la defilare, prezența cetățenilor, nu numai din București, de toate vârstele, exprima și această legătură între armată și popor. Deși serviciul militar obligatoriu a fost suspendat, această legătură se menține. 1 decembrie este o imagine. Pe de altă parte, 1 decembrie este o imagine și prin care se arată măsura în care armata română a fost modernizată prin noi programe de înzestrare. Vedeam în imaginile pe care dumneavoastră le-ați difuzat rachetele Hawk.
cele mai performante rachete până la momentul acesta, până la 2020, existente în înzestrarea armatei române. Sigur că da, sperăm într-o modernizare a acestor rachete, un program care a fost, din păcate, abandonat, dar sperăm să fie reluat. O defilare la 1 decembrie 2020, dacă ne imaginăm, ar însemna defilarea performantelor rachete Patriot din cadrul regimentului 74 Patriot. Ar însemna defilarea primului lot de transportoare blindate Pirania 5, care au intrat în dotarea batalionului Scorpionii Roșii, complet echipate pentru luptă. Dacă ne imaginăm 2021, vom vedea defilarea primei unități de rachete operativ tactice HIMARS. Sunt pași pe care armata română îi face înspre modernizare. Subliniez acest lucru pentru că este ziua forțelor armate, iar o armată modernă înseamnă o armată bine înzestrată, bine instruită, cu o resursă umană valorificată în mod corespunzător atât din perspectiva forțelor armate în activitate, dar și a forțelor de rezervă, a rezerviștilor, cum spuneam puțin mai devreme. Și aș sublinia că momentul 25 octombrie, dincolo de dubla sa semnificație, da, o întâmplare, care nu a fost prea mult cumpănită în 1958, când s-a decis sărbătorirea nu la 2 octombrie, ci la 25 octombrie a zilei Forțelor Armate, cum se numeau atunci Forțele Armate, era ziua Forțelor Armate. Momentul este 1958 de remarcat și de reținut, pentru că, în definitiv, momentul în care se sărbătorește sau se hotărăște sărbătorirea pentru prima dată a zilei Forțelor Armate este, dacă vreți, și o desprindere a României din influența directă a Moscovei, pentru că 1958 înseamnă și retragerea trupelor sovietice din România. Sunt aspecte legate de istoria noastră, iar istoria noastră este în mod indubitabil legată de istoria armatei României. De aceea vorbeam de legătura și, repet, nu este limbaj de lemn, ci este ceea ce simțim noi militarii, această legătură indestructibilă între noi și popor, între poporul român și armata sa. Așteptăm ca decidenții politici să fie în măsură să răspundă unor cerințe pe care le au atât cei în activitate, cât și cei în rezervă și retragere. Legat de 1 decembrie, lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că excludem posibilitatea defilării a detașamentelor pe jos, nu se poate realiza distanțarea fizică și armata este disciplinată, este prima care respectă ordinele, chiar cele care vizează măsurile împotriva coronavirusului. S-ar putea defila doar cu tehnica și cu aviația, dar o defilare doar a tehnicii și nu a detașamentelor pe jos, nu știu dacă ar avea același efect. Sigur că se va decide dacă se defilează la 1 decembrie sau nu, dar dincolo, așa cum s-a subliniat și în studio, dacă se defilează sau nu, 1 decembrie trebuie să reprezinte, da, momentul în care suntem mai mult împreună, legăturile noastre sunt mai solide, pentru că împreună trebuie să ne protejăm. Și dincolo de ceea ce înseamnă a fi împreună și a respecta regulile pe care le repetăm de fiecare dată, dar nu în totalitate se respectă, din păcate, pe de altă parte, o problemă destul de serioasă pe care trebuie să o luăm în seamă este aceea personalului specializat pentru a asigura funcționarea secțiilor ATI și pentru a funcționa în mod corespunzător sistemul de testare. Este o problemă destul de serioasă și știm prea bine că personalul specializat este subdimensionat față de nevoile actuale. Solicitările vor fi și mai mari în perioada următoare. Cred că una din soluții este cea a voluntariatului, poate un semn al medicilor români care lucrează în străinătate din zone mai puțin afectate și o revenire a lor în sistem rotațional pentru a acorda sprijin este binevenit. Se caută și soluțiile altor medici de alte specialități pentru a lucra la secțiile COVID sau la unitățile de sprijin
este una din problemele principale, pentru că sper să nu ajungem la starea de urgență. Chemarea sub arme pe timpul stării de urgență a medicului, a medicilor și a personalului auxiliar în asemenea situații nu se poate produce la pace decât prin măsuri administrative sau pe bază de voluntariat. Celelalte stări excepționale, starea de urgență, starea de asediu, starea de mobilizare și de război permit un asemenea lucru, dar să sperăm că nu vom ajunge la necesitatea de decretare a stării de urgență pentru a asigura suportul uman, material și respectarea regulilor pentru a face față celui de-al doilea val al pandemiei, care este mult mai puternic și cu consecințe mult mai grave decât primul val. Ce ar însemna pentru România un nou lockdown? Sperăm că nu se va ajunge acolo după experiența primului, ca să spunem așa, și sperăm ultimului. Modul de a închide total o țară nu poate aduce decât prejudicii. Adică, sigur, s-a văzut că nu a rezolvat cu nimic așa numită pandemie, da? Deci am stat tot în casă, sau mă rog, marea majoritate au stat în casă, nu s-a lucrat, nu s-a făcut nimic, dar totuși nu s-a rezolvat problema de bază, care stă la baza acestei decizii. Și atunci există alte metode, alte decizii care pot fi luate de către autorități, uitându-se un pic la ce se întâmplă în lume, astfel încât să poți să-ți minimalizezi pierderile din economie. Dar atenție, din la o chestiune, cum ar fi, la ora 11 se închid localurile sau la ora 10, nu știu ce. Sunt o grămadă de lucruri, nu s-am apucat acum să le pun în ordine, că sunt alții care trebuie să facă treaba asta. Dar ceea ce este foarte important, și o spuneam în emisiunile trecute, această situație ne dă voie să restartăm, tot vorbim de restart, nu știu ce, cum se chema, IMM și nu știu ce, să ne uităm puțin la greșelile pe care le avem, greșelile pe care le-am făcut în acești 30 de ani, ce probleme avem și ce probleme s-au uitit în acești 30 de ani și putem rezolva aceste probleme în acest moment de pauză mondială. Orice situație de genul ăsta ne dă voie să ne întoarcem, să vedem ce n-a mers, ce n-a funcționat în alte domenii. Și să le facem, să le perfecționăm, pentru că ne dă timp, ne dă voie să stăm pe loc. Deci când stai pe loc, când e un moment de pauză, vine antrenorul la echipă, nu, în vestiar, și le spune: băi, în primele 45 de minute a jucat prost pe apărare, pe atac, în mijloc sau nu știu ce. E, asta e ce trebuie să facem noi. Hai să vedem puțin în ăștia 30 de ani ce n-a mers. Că dacă tot nu muncim, nu? Sau, mă rog, marea majoritate, și oricum, și în situația de acum, e totuși riscant cum mers la muncă, când te uiți și vezi, deschizi orice televizor și orice, în toată lumea asta, te iei cu mine de cap dacă nu ai cunoștințe cât de cât. Dar ideea este că ăsta este un moment foarte bun în care putem să reglăm ceea ce nu a mers. Ceea ce a mers defectuos. Poate nu reușim complet și cu siguranță nu o să reușim complet, dar o să reușim o parte. Și acum este momentul în care se pot lua decizii, că de-aia sunt oamenii la putere și de-aia au candidat și de-aia sunt politicieni și de-aia sunt șef de state sau șef de guverne sau șef de... Nu mă refer numai în România, mă refer în general. Și ăsta e un moment în care mare lucru nu au ce să facă. Doctorii trebuie să-și pună... Cum să spun eu, ei sunt pe primul loc și după aceea tot personalul care, sigur, armata și așa mai departe, toți cei care sunt în sprijinul poliția și... Dar tot ce nu a funcționat acum poate fi reglementat. Sau nu tot, o mare parte. Nu văd că se întâmplă treaba asta. Adică ne mergem în continuare, stăm, nu facem nimic, mai anunțăm ceva, mai facem asta. Nu vreau să dau vina cuiva, nu e vina niciunui partid sau nicio, mă rog, mod direct. Dar cu toții trebuie să ne aducem aportul pentru a trăi mai bine, nu? Greșesc cu ceva, domnul Bosan? Nu, din potrivă. Eu n-aș avea decât o singură remarcă. Lockdown-ul inițial a fost necesar
după părerea mea și după părerea specialiștilor de atunci, sigur, decizia a fost în urma unei judecăți făcute de specialiști, pentru a da și un timp suficient pregătirii sistemului medical, pentru că acel moment ne prindea nepregătit. Virusul pandemiei, virusul chinezesc, noi am știut despre el destul de târziu. El a păruse cu câteva luni înainte, în fapt, și tot globul a fost luat prin surprindere. China a păstrat secretul asupra acestui lucru, n-a comunicat suficient, și Organizația Mondială a Sănătății, după părerea mea, a fost manipulată cumva de China și a fost chiar, au fost voci care au spus că e sub control chinezesc Organizația Mondială a Sănătății, și atunci ne-a luat cumva prin surprindere. Și lockdown-ul a avut acest efect bun, pentru că dacă ne uităm pe cifre, România a fost impactată mult, mult mai puțin decât multe alte țări. Și acum, în acest al doilea val, deși numărul a crescut peste 3 și ceva la mie, incidența, și avem un număr destul de mare, totuși, comparativ cu alte țări, nu putem spune că nu suntem în plutonul fruntaș al țărilor lovite. Bineînțeles că sunt țări unde situația este mult, mult mai bună. Nici nu se pune, după părerea mea, problema de lockdown. Noi știm acum cu ce ne confruntăm. Părerea mea este că toți liderii societății românești trebuie să facă un apel către tot poporul român și către fiecare om de a respecta regulile de bază în protecția și protejarea pandemiei. În același timp, instituțiile statului, direcțiile de sănătate publică ar trebui să aibă un management extrem de eficient. Din păcate, managementul este destul de slab și deși au trecut 9 luni de la începutul acestei terori, ele nu funcționează, informarea nu funcționează eficient, la fel și comunicarea are probleme, după părerea mea, comunicarea însăși cu tot poporul român suferă, din păcate, și inclusiv partea asta de răspuns ar putea fi mult, mult îmbunătățită. Dar pentru asta avem nevoie ca toată lumea să pună umărul. Și aș începe de la școli, de la directorii de școli, de la profesori, de la managerii de spitale, sunt în prima linie și medici sunt în prima linie, dar trebuie să ajungem și în întreprindere. Fiecare antreprenor și fiecare manager de întreprindere, cu cât se păzește mai bine, cu atât va fi, după părerea mea, impactat mai puțin. În același timp, eu cred că e nevoie de screening și nu este opinia mea, sunt opinii și la nivel internațional exprimate și deja sunt țări care fac screening masiv. Atât mă refer la partea de medici din prima linie care fac teste rapide aproape în fiecare zi, cât și la cei deja vindecați, mă refer la testele rapide care dau nivelul, măsoară nivelul de anticorp. Deci cred că e nevoie de un impact cât mai larg al testelor, atât pe antigen cât și teste rapide, pentru a vedea și ce se întâmplă după. Pentru că avem peste 200.000 de oameni care au fost infectați cu acest virus și ar fi bine să știm ce încărcătură antivirală au la o lună, la două luni, la trei luni. Adică sunt ei imuni? Pentru că trebuie să studiem această parte de imunizare. Pentru că cei 200.000 se presupune că ar fi imuni un an, trei luni, șase luni, nu știm încă exact. Lucrurile acestea ar trebui studiate și încărcătura antivirală e extrem de importantă în acest studiu. Fără curaj și fără acceptarea adevărului și, să spun așa, fără un spirit de unitate, cred că vom lupta cu arme prea, prea mici și prea slabe. Deci, în afara medicinei, în afara tehnologiei, în afara managementului, mai avem nevoie de curaj, de leadership și de responsabilitate, multă responsabilitate.
Adică trebuie să ne gândim întotdeauna atât la noi, dar cât și la ceilalți. Și asta câteodată pentru unii destul de greu să se gândească și la cei din jurul lor, din păcate spun asta, și asta va avea impact asupra cifrelor finale. Sper ca sistemul medical să nu fie greu încercat să se stabilizeze această creștere, pentru că în momentul de față, după cum vedeți, secțiile de anestezie, terapie intensivă sunt deja supra-solicitate. Dacă ritmul de creștere este același, o să avem, uitați-vă la situația Italiei de la început, în nordul Italiei, când pur și simplu în partea de așteptare se alegea pe vârste cine să aibă acces la aparatul de oxigen. Asta este motivul pentru care ar trebui ca măsurile să fie destul de aspre, s-au dat, am înțeles, peste 6.000 de amenzi zilele acestea. Eu cred că n-ar trebui să avem nevoie de amenzi, ar trebui ca fiecare cetățean să fie responsabil. Eu cred că o parte din cei care nu sunt responsabili, în fapt, n-au toată informația, sunt manipulați într-o oarecare măsură și nu cred în pur și simplu în adevăr, în realitatea științifică cu care ne facem față zi de zi. Da, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate. Vă rog, înainte de publicitate. Spuneam că, da, trebuie să vedem măsurile de astăzi, mai ales cele de protecție și, sigur, de suport medical, dar trebuie să ne gândim și la ziua de mâine și cred că să discutăm ce se întâmplă după o asemenea criză, criza pandemiei, după pauza publicitară. Da, așadar publicitate. Revenim. Discutam înainte de publicitate despre ce ar însemna un nou lockdown pentru România. Domnule Păunescu, vă rog, ați avut o idee înainte de publicitate. Da, ideea este că acum, sigur că am văzut oarecum ce s-a întâmplat până acum, adică ce efecte a avut până acum, sunt efecte grave. Ideea este că, repet, noi trebuie, cum să spun eu, să nu stăm în această perioadă, adică chiar dacă nu putem merge la birou sau nu putem, oamenii care sunt în poziții cheie sunt cei care trebuie să gândească la strategia. Asta e un moment foarte bun în care poți să gândești la o strategie astfel încât să iei startul altor țări. Așa cum spuneam mai demult, cum spuneam în toate emisiunile, practic, orice schimbare poate aduce oportunitate, aduce oportunități. Iar chiar dacă aceste schimbări vin din niște tragedii, să spunem, da, cum e cazul ăsta, noi ne putem, cum să spun eu, reorganiza, reașeza, astfel încât să folosim ceea ce avem mai bun, anume resursele naturale, resursele subsolului, eu știu, resursa umană, tehnologia, dar făcând un plan, făcând un lucru clar, lucrând la un plan, lucrând la ceva în care să angrenezi atât persoanele care sunt în organigrama statului, cât și în domeniul respectiv, cât și cei din domeniul privat care au dat roade, care au demonstrat că în domeniul lor au reușit. Și doar ca să vă dau un mic exemplu, acum scuzați lipsa de modestie, dar domnul general, spuneați că, domnule, e foarte greu să faci o paradă militară în care să apară numai câteva mașini și câteva avioane. Vreau să vă spun cu toată smerenia posibilă, eu sunt regizor, dintre altele, și cu un oarecare succes, adică am câștigat ceva festivaluri, ceva. Sunt mai mulți regizori în țara asta care au câștigat premii foarte mari și foarte importante, să zicem așa, cele mai mari în lumea asta. E, să știți că suntem capabili să facem ceva din trei avioane. Eu am spus în felul următor, că sunt elemente ale dispozitivului de defilare care presupun defilarea detașamentelor pe jos, imposibilă, că nu se respectă distanțarea fizică. Trei avioane, am spus. Trei avioane. Cu trei avioane. Nu este ziua forțelor aeriene, este 1 decembrie. Avioanele au survolat Bucureștiul pe 20 iulie. Eu știu, dar ideea este cum survolează Bucureștiul, că totul este marketing la urma urmei. Probabil se vor găsi soluții de a marca ziua de 1 decembrie și din perspectiva Armatei României, sigur că dacă adaptare la pandemie, însă ați găsit o idee foarte interesantă. Este aceea,
a stării sau a ceea ce urmează după pandemie. Și mă gândeam la un impact psihologic colectiv al momentului, mai vorbeam de el și s-a vorbit bine în studio, este cel al, dacă vreți, solidarității naționale. Un alt impact care se va vedea în viitor este al faptului că revenim mai mult la tot ceea ce înseamnă respectarea regulilor, pentru că uitasem ce înseamnă respectarea regulilor într-un mediu social amplu, așa cum se întâmplă acum. Este o adaptare, dacă vreți, a economiei, este o provocare pentru instituțiile statului, este o provocare, dacă vreți, și a mediului politic. Dar dincolo de aceste aspecte, să ne gândim la ziua de mâine. Și legat de ceea ce se va întâmpla mâine, nu știu dacă psihologii nu vor constata apariția unei noi generații. Noi am vorbit în dezvoltarea noastră modernă de generația baby boom, am vorbit de generația mileniari, am vorbit de generația X. Eu nu exclud această perspectivă a generației, nu găsesc alt termen mai potrivit, online. Este o provocare care își va vedea consecințele pozitive, pentru că online va fi și activitatea între ghilimele de producție, dar activitățile economice la ora actuală, într-o măsură mult mai ridicată, se desfășoară online. Învățământul are ponderea cea mai mare și pe măsură ce codul roșu afectează mai multe școli, mai multe orașe, mai multe zone, devine o prezență a acestui an școlar și universitar. Ca atare, învățământul, activitățile online, în perioada următoare vor avea în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea societății noastre o prezență mult mai mare pe care nu o puteam avea în afara acestei crize a pandemiei. Este recunoscut în dezvoltarea universală a omenirii că după fiecare perioadă de criză urmează o perioadă de relaxare și o perioadă de relansare economică și socială. Trebuie să vedem lucrurile și dintr-o asemenea perspectivă, pentru că altcumva nu putem avea decât o viziune pesimistă și aceasta ne este defavorabilă. Domnul general, acum dacă îmi permiteți, cu siguranță există metode, strategii, ca prin, prin această muncă dusă, să spunem așa, online, deci practic să poți să ajungi să fii mai productiv decât erai înainte. Trebuie să existe. Știți cum e? Tot e imposibil până să se întâmplă. Deci, trebuie să existe și de asta trebuie să gândim care sunt metodele cele mai bune, având în vedere că noi avem capitalul uman necesar pentru a veni cu astfel de soluții. Acum, ne-ați spus extrem de bine că urmează o relaxare. Pe de o parte urmează o relaxare, pe de altă parte sunt cei care trebuie să plece repede, pentru că una e să ai restaurant, să spunem așa, un restaurant într-o zonă turistică, care atunci când va porni, sigur, a avut pierderi, atunci când va porni va merge, și mai ai un restaurant în zona unor locuri de birouri, da? Care nu știu dacă oamenii se vor întoarce acolo, nu știu dacă se va întâmpla, deci pierderile sunt de altă natură. Deci, pentru toate chestiunea asta, pentru a avea un sens, trebuie să există un plan. Noi nu avem un plan. Se lucrează la mai multe tipuri de soluții. Nu vreau să critic acum la Ministerul Economiei sau Ministerul... Nu. Fiecare încearcă să facă ce poate. Însă, trebuie cumva să reușim să trecem de această problemă pe care o avem ca nu știu eu, ca nație la urma urmei. Da, în care îmi permiteți. Reușim să creăm acea coeziune între cei care au demonstrat că pot în mediul privat, care nu este deloc, din contră, este cel care este, dacă vreți, proprietarul mediului celor care lucrează la stat. Sunt cei care plătesc. Ați vorbit de planuri și este momentul în care să vedem care sunt planurile, pentru că începem în curând campania electorală, partidele își vor lansa în campanie programele de guvernare și vom vedea cum arată perspectiva legată de controlul privind starea epidemiei la nivel național,
și pe de altă parte care sunt perspectivele de dezvoltare economică și socială a României în condițiile, să spun, stării post-pandemie. Eu să vă spun un lucru, domnul general. Eu nu cred că suntem, și domnul Bosan, eu nu cred că suntem pregătiți pentru alegeri. Nu suntem pregătiți pentru că nu avem programe. Noi nu avem niște obiective clare. Noi nu știm, știm că există un partid teoretic de stânga, dar de ce se cheamă de stânga? Nu știm de unul de dreapta, nu știm. Mă rog, fără să acuz aici. Deci aici mai... Îmi mai permit o singură paranteză și mă opresc. De regulă, campaniile lansează programe bine structurate. Marea problema noastră este, și dacă vreți, a clasei politice, măsura în care programele de guvernare care sunt lansate în campania electorală sunt și realizate. Aici este întrebarea și să nu fie întrebare retorică. Mai e o problemă. Nu știu dacă acele programe sunt într-adevăr niște programe care pot duce la acea diferență, astfel încât cetățenii României, că la urma urmei asta e ceea ce urmărim cu toții, ca toți cetățenii României să o ducă mai bine. De aici plecăm. Nu plecăm de la poduri, inele, nu știu ce vreți. Cred că avem mesajul, toți cetățenii României, este un pic idealist, dar trebuie să-l lansăm să fie sănătoși. De aici pleacă. Asta ne dorim acum, toți cetățenii României să fie sănătoși și să o ducă mai bine. Deci sănătate și prosperitate ar fi sloganul zilei. Mulțumesc. De aici plecăm, nu plecăm de la nimic altceva. Tot ce se face, se face pentru un trai mai bun. Trebuie să terminăm cu generațiile de sacrificiu. Avem tot ce ne trebuie în țară, atât ca și resurse, capital uman, tot ce vreți noastră, ce să mai vorbim. Este ajuns să ne uităm la, eu știu, vizita lui Nicolae Ceaușescu la Casa Albă în 78, în care președintele Carter spune avem astăzi onoarea să primim un mare președinte al unei mari țări. Pe unde? Hai să zicem cu mare președinte, poate era o chestie politică și de interes. Dar marea țară unde a dispărut? Da, domnilor, trebuie să vă întrerup, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Și revenim la fix cu discuții. Sigur. Tu mi-ai salvat